Ciocla. Bună ziua tuturor! Bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanța presiei. Eu sunt Dumitru Ivanov, consilier municipal, vicepreședintele fracțiunii PAS din Consiliul Municipal și ne-am adunat astăzi aici pentru că vedem că în ultima jumătate de an se întâmplă lucruri grave în primăria municipiului Chișinău. Nu avem un buget aprobat, avem credite enorme, avem oameni care au rămas fără compensație la căldură, fără grupe cu program prelungit, fără un asistent personal achitat din banii din bugetul municipal. Se fac lucrări de mântuială în oraș și de proastă calitate. Din banii noștri, din banii care noi cu toții dăm în cadrul bugetului municipal, lucrări care nu țin nici măcar un an. Și mai recent am aflat că și podul de la Mihai Viteazu va fi, sau se preconizează a fi închis pentru următoarele 2 luni. Asta după multiplele promisiuni că va fi finalizat cât de curând posibil. Și apare o întrebare logică. De ce se întâmplă toate acestea? Simplu, pentru că primarul are alte priorități, numai nu rezolvarea problemelor reale ale oamenilor. Astăzi, alături de mine sunt câțiva colegi din PAS-IUF, organizația tineret a Partidului PAS, care au făcut o analiză a activității primarului în prima jumătate de an din 2024, în primele 6 luni a anului 2024. Și acum este mult mai clar care sunt prioritățile primarului și cu ce s-a ocupat primarul general în aceste 6 luni de zile de la preluarea unui nou mandat de primar general. Numai în luna martie, dacă să analizăm, am văzut că au fost 13 zile pierdute din 21 de zile lucrătoare, iar pe general, în această jumătate de an, am depistat un 63 de zile pierdute de către primarul general prin diferite plimbări, deplasări, vacanțe sau anumite vizite care nu au adus o plus valoare municipiului Chișinău. Mai mult, am analizat și o parte din promisiunile făcute de primarul general și am depistat că peste 100 de promisiuni încă nu au fost îndeplinite de către acesta și echipa lui. Toată munca de monitorizare a activității primarului general, mă scuzați, a inactivității primarului general, o veți putea urmări pe pagina web pe care o lansăm astăzi, www.chisinau.hailamunca.media. Pagina despre care o să vă povestească mai mult colega mea din PAS-IUF, Aura Munteanu. Salutare tuturor! Astăzi ne aflăm aici pentru că noi, tinerii, am observat o problemă. Și problema este faptul că în Chișinău nu se întâmplă foarte multe, nu se rezolvă foarte multe probleme. Ne-am pus o întrebare simplă. De ce? Răspunsul a fost și mai simplu. Faptul că primarul Chișinăului nu prea se află în Chișinău. După o mică analiză ne-am dat seama că el preferă să stea mai mult prin orașe europene, cu primari mai competenți, de prin România, Austria, Germania, chiar și China. Doar în luna martie, acesta a avut un maraton prin Strasburg, Barcelona și Bruxelles. Mi se pare straniu că acestea sunt toate vacanțele lui din timpul zilelor de muncă. Și următoarea noastră întrebare a fost ce face el în zilele de concediu și când are el de fapt concediu. Dan Rătaru, care este președintele PAS-IUF Chișinău și consilier municipal, a depus un demers pentru a afla aceste informații. Însă cea mai transparentă primărie din Chișinău ne-a zis doar că acestea sunt date cu caracter personal pe care nu le putem afla. Noi nu ne-am dat bătut totuși și am făcut o analiză și toată informația pe care am aflat-o am sistematizat-o și am pus-o pe o pagină web care se numește chisinau.hailamunca.md. Această pagină va fi lansată azi, după cum a zis și Dumitru Ivanov. De ce am creat-o și de ce are numele pe care îl are? Tot destul de simplu. Am creat-o pentru că vrem ca oamenii să știe ce se întâmplă în orașul lor și să poată vedea că primarul este destul de incompetent. Și denumirea Hai la Muncă tot are un anumit sens, și anume faptul că acolo veți găsi și o petiție pe care o puteți semna oricine dintre noi pentru a-i cere primarului să înceapă să rezolve probleme, să înceapă să vină la muncă în primul rând și să mai taie din vacanțe, călătorii și plimbări inutile. Acum, noi vom continua să monitorizăm activitatea și să o plasăm pe site. Și rugămintea și îndemnul meu pentru voi este să fiți și voi atenți și dacă observați că primarul este oriunde, numai nu la muncă în primărie, să ne dați de știrea. Mulțumesc! Și eu vreau să mulțumesc tinerilor din PAS-IUF care a făcut această muncă de analiză și domn primar, după cum vedeți, organizați tineret, vă monitorizați și au interes asupra cum se rezolvă problemele reale ale oamenilor. La fel și fracțiunea PAS din Consiliul Municipal este pe ochii pe toate proiectele care sunt prin primărie, care se prăfuiesc sau care se încearcă a fi puse pe ascuns la votare în Consiliul Municipal Chișinău. Am văzut și epopeia cu bugetul municipal, care până astăzi încă nu a fost aprobat și ia ca este, ia ca nu, e pe pagina primăriei ca să poată fi descărcat.
În momentul final l-am văzut și l-am descărcat și urmează să-l analizăm și din cu mai multe detalii despre ce se află în acel buget municipal, dar deja avem foarte multe semne de întrebare. În schimb, Chișinău nu are buget, dar oamenii primesc facturi ca să achete taxa de salubrizare de 120 lei cu penalități și ca mai departe să fie acumulări bine mersi la buget pentru alte proiecte de munteală în municipiul Chișinău. Taxă care este colectată într-o veselie de către autoritățile publice municipale și care fracțiunea PAS va continua să insiste ca să fie anulată pentru locuitori din municipiul Chișinău. Și dacă tot am vorbit de proiecte și fracțiunea PAS monitorizează proiectele care au loc în primăria municipiului Chișinău și dacă tot am pomenit de pod de la Mihai Viteazu, pod care s-a început, care a intrat în reconstrucție în anul 2022, în toamnul 2022 și pentru care s-au dat 108 milioane lei. Pod care ni s-a promis ca să fie finalizat la 1 septembrie 2023. După asta am avut promisiune că va fi finalizat la 1 ianuarie 2024. Și am iar suntem în vară al 2024, banii spune că va fi închis bacul nu și că nu știu termenul exact de când a să fie finalizat acest pod. Mai mult auzim vorbe că deja trebuie mai mulți bani pentru reparația acestui pod. Și din acest considerent, noi, colegii din fracțiunea PAS, o să depunem toate demersurile necesare, inclusiv la inspecția financiară, să înțelegem și noi pe ce s-au cheltuit banii de reparația podului de la Mihai Viteazu și care este cauza tuturor acestor tărăgânări. Și vom monitoriza și alte proiecte din cadrul primăriei municipiului Chișinău. În rest, noi vă îndemnăm, vizitați platforma www.chisinau-muncă.md, o să vedeți o altă parte a lucrurilor din primăria municipiului Chișinău, lucruri care nu ați le găsesc pe pagina transparență.chisinau.md. Și dacă aveți informații, vă îndemnăm să ne transmiteți nouă și să semnați petiția, să-l chemăm primarul general, să vină într-un final la muncă, să lasă ambițiile politice și, într-adevăr, să rezolvăm împreună problemele reale ale locuitorilor municipiului Chișinău. Apropo, platforma va fi completată lunar cu lista de activități care urmează sau care se întâmplă acum în primăria municipiului Chișinău de către tinerii noștri bravi de la PASIL. Vă mulțumim! Ștefan, hai la muncă!